regretabil că s-a întâmplat acest lucru, mă refer la decesul lui Vadim Pisari, dar această hotărâre nu face altceva decât să ne convingă că noi în chestiunea transnistreană suntem pe cale dreaptă, noi trebuie să ne onorăm obligațiile care derivă din legile Republicii Moldova și acordurile internaționale. În cazul de față este vorba de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și noi ne-am onorat în acest caz obligația. În rezultat, Federația Rusă a fost ținută responsabilă, a fost condamnată la plata despăgubirii de 35.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și peste 5.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.